Hello, hello! Bine te-am regăsit pe canalul meu! Hai să pregătim azi împreună o rețetă super simplă de înghețată din doar 3 ingrediente. Da, ai auzit bine, din doar 3 ingrediente. În primul rând vom avea nevoie de smântână lichidă pentru frișcă, smântână foarte rece, adică smântână care a stat în frigider minim 12 ore, ca să ne asigurăm că vom obține un rezultat perfect. Vom bate frișca lichidă, în primul rând la o treaptă inferioară, la o viteză mică spre medie, după care, după aproximativ vreo 3 minute, putem să trecem la o viteză mai mare, ca să obținem o frișcă întărită. Dacă nu te-ai abonat încă la canalul meu de YouTube, este absolut gratuit, o poți face chiar acum, chiar te încurajez și hai să urmărim mai departe procedura. Urmează să adăugăm treptat laptele condensat. Atenție, lapte condensat din conservă, nu acel lapte condensat care se adaugă la cafea. Și după ce am incorporat laptele condensat la o viteză medie, urmează să tăiem păstăile de vanilie în jumătate și cu ajutorul unui cuțit, efectiv să scoatem acele semințe prețioase și aromate din păstaia noastră de vanilie. Puteți să faceți această procedură efectiv înainte să vă apucați de tot. Urmează să adăugăm ori cu ajutorul unei spatule, ori cu ajutorul mixerului la o viteză mică această pastă de vanilie și mixăm totul până când vanilia noastră s-a omogenizat bine și a ajuns efectiv peste tot. Între timp putem să pregătim și caserola noastră de sticlă sau recipientul în care vom păstra înghețata noastră. Turnăm compoziția și uniformizăm suprafața, după care vom pune capacul deasupra și vom păstra înghețata în congelator pentru minim 5 ore, recomandat peste noapte. A doua zi o putem servi foarte bine simplu sau cu niște fructe de sezon. Vă doresc poftă bună și să ne reauzim cu bine! V-am pupat!